Dispariție cu final fericit. Florentina Georgiana Chirilă, o tânără de 30 de ani, a plecat de acasă pe 19 ianuarie. După o noapte în care atât rudele cât și familia au căutat-o în disperare, fata a revenit la domiciliu și a povestit că a fost la prietenul ei. Tânăr a povestit familiei că și-a văzut poza în presă și din acest motiv a revenit acasă. Tânăra de 29 de ani a revenit la domiciliu pe data de 20 a anul curent. Aceasta a declarat în fața organelor de poliție că nu a fost victima vreunei infracțiuni pe perioada cât a fost plecată de la domiciliu.